Sebastian Chitoșcă de la Survivor România este unul dintre cei mai buni și puternici membri ai echipei faimoșilor. Însă concurentul nu a mai suportat și a izbucnit în lacrimi. Ediția de vineri 12 martie a fost una incendiară și plină de emoție pentru concurenții de la Survivor România. Faimoșii și războinicii au luptat pentru imunitate, echipa roșie reușind să câștige meciul. La final, Sebastian a plâns în hohote, iar culița a explicat ce a pățit colegul lui. Sebastian este un familist convins, faimosul își iubește familia și nu există clipă în care să nu se gândească la ea, dar mai ales la fratele lui care este bolnav. În urmă cu ceva timp, fratele lui Sebastian a suferit un accident grav și a stat o perioadă în comă. Nici acum nu s-a recuperat complet, iar sportivul este mereu cu gândul la el, iar faptul că nu știe nimic despre starea lui de sănătate îi macină sufletul. Culiță spune că dorul de casă îl face pe colegul său să fie mai puțin concentrat pe traseu, însă crede că acesta își va reveni. Astăzi fiecare a avut problemele lui. Sebi a fost cu moralul la pământ din cauza dorului de cei de acasă de fratele lui iubita lui. Sebi are o perioadă grea și îi vine să plângă pentru că este dor de fratele lui, care a stat în comă câteva luni și, și a revenit recent, în decembrie. este dor de familia lui, dar o să treacă și perioada asta și o să-și revină, a spus Culiță.